Voleibalistele de la Știința Bacău au încheiat cu un bilanț negativ cea de-a doua ediție a Cupei Municipiului Bacău. Studentele au pierdut primul meci cu 3-1 în fața nou promovatei Alba Dej, au câștigat cu 3-0 jocul cu Medicina Târgu Mureș și au cedat sâmbătă în partida de final a turneului cu 3-2 în fața Unicului Piatra Neamț, câștigătoarea trofeului. A fost un turneu bun pentru noi, eu așa zic, cu plusuri și cu minusuri, le analizăm, mai ales minusurile, că plusurile nu prea au fost dacă stăm să ne gândim așa și mergem la treabă în continuare. Unul din minusurile mari sunt cele de la serviciu, deci asta este realitatea, deci nu prea am servit în acest turneu. Contează faptul că voi nu v-ați pregătit în aceeași formulă pentru... Contează, dar asta nu ne scuză, să zicem. Dar asta ar fi un motiv pentru evoluție? Contează, e adevărat, este un motiv serios, să zicem, dar nu, asta nu că nu scuză, că nu aș vrea să... Fiindcă ați văzut, tot am schimbat în formații, cel puțin în prima zi, în primul meci, așa a fost. Le-am zăpăcit, să zic așa, într-un fel. Dar pe mine mă interesează să văd fiecare ce potențial are la momentul ăsta și ce avem de făcut. De-aia sunt turneile de pregătire. În ciuda înfrângerilor suferite, antrenorul Florin Grapă consideră că Știința nu are de ce să se teamă în campionat de Unic, Medicina sau Alba Blaj. Dacă ne gândim la că ar putea să ne creeze probleme una din cele trei echipe, înseamnă că putem să predăm echipamentul. Până la începerea campionatului, Știința va mai participa la un turneu de pregătire la Târgu Mureș.